Astăzi se împlinesc 37 de ani de la înființarea videocineclubului Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Dumitru Călugăru, cel care a rămas singurul membru, s-a gândit să marcheze această zi prin film. La scurtmetrajul Miracolul Brâncuș, Călugăru a lucrat vreme de câțiva ani. Un film extraordinar care merită văzut de toată lumea, merită dus în lume ca Brâncuș să fie mult mai mult cunoscut decât este în prezent și eu nu am făcut altceva decât să creez interesul celor care văd operele lui Brâncuș pentru a căuta. Brâncuș trebuie căutat și nu văzut ca un obiect. Meritul principal al cineclubului a fost popularizarea operei lui Brâncuș. Filmul pe care îl veți vedea scoate în evidență din opera lui Brâncuș doar ansamblul de la Târgu Jiu. Nu e comentat, e doar imagine și muzică. Cei prezenți la eveniment s-au declarat încântați de film. Super. Crezi că ar trebui făcută mai multe filme despre Brâncuș? Da, da. Ce ți-a plăcut în mod special acest film? Tot. Deci chiar a fost frumos. Nu știu, mi-a plăcut cel mai mult ideea cu Brâncuș care vizita toate operele lui. Nu știu, îmi plăcut. Asta chiar îmi plăcut. Filmul s-a făcut foarte frumos, educativ, informații multe despre Brâncuș la început, opere de artă. Mă gândesc să iau în calcul această participare, doresc să împărtășesc această plăcere și cu alți prieteni de-ai mei, colegi, viitori colegi și sper să fie ceva foarte frumos. Videocineclubul Constantin Brâncuș a luat naștere în anul 1973, a câștigat până în prezent 24 de premii naționale și internaționale și este singurul cineclub din țară.